Aș vrea cu respect să vă ridicați în picioare, să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu. La cartea Evanghelistului Ioan, la capitolul 5, vom da ascultare la primele 16 versete de la capitolul 5, cartea Evanghelistului Ioan, pagina din Scriptură 1030, capitolul 5, începând cu versetul 1. După aceea era un praznic al iudeilor, și Iisus s-a suit la Ierusalim. În Ierusalim, lângă poarta oilor, este o scăldătoare numită în evreiește Betesda, care are 5 pridvoare. În pridvoarele acestea zăceau o mulțime de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, care așteptau mișcarea apei. Căci un înger al Domnului se cobora din când în când în scăldătoare și tulbura apa. Și cel din tâi care se cobora în ea, după tulburarea apei, se făcea sănătos orice boală ar fi avut. Acolo se afla un om bolnav de 38 de ani. Iisus, când l-a văzut zăcând și fiindcă știa că este bolnav de multă vreme, i-a zis, vrei să te faci sănătos? Doamne, i-a răspuns bolnavul, n-am pe nimeni să mă bag în scăldătoare când se tulbură apa și până să mă duc eu... Se coboară altul înaintea mea. Scoală-te, i-a zis Iisus, ridică-ți patul și umblă. Îndată omul acela s-a făcut sănătos și a luat patul și umbla. Ziua aceea era o zi de sabat. Iudeii ziceau deci celui ce fusese vindecat, este ziua sabatului, nu ți este îngăduit să-ți ridici patul? El le-a răspuns, cel ce m-a făcut sănătos mi-a spus, ridică-ți patul și umblă. Ei l-au întrebat, cine este omul acela care ți-a zis, ridică-ți patul și umblă? Dar cel vindecat nu știa cine este, căci Iisus se făcuse nevăzut din norodul care era în locul acela. După aceea, Iisus l-a găsit în templu și i-a zis, iată că te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Omul acela s-a dus și a spus iudeilor că Iisus este acela care îl făcuse sănătos. Din pricina aceasta, iudeii au început să urmărească pe Iisus și căutau să-l omoare, fiindcă făcea aceste lucruri în ziua sabatului. Este un moment minunat în această seară când putem să stăm înaintea lui Dumnezeu, în prezența cuvântului lui Dumnezeu. Este un moment când trebuie să ne reculegem, adică să ne adunăm împrejurul cuvântului lui Dumnezeu și să ne hrănim sufletul din cuvântul Său. Este momentul când, după ce am înălțat rugăciunile înaintea lui Dumnezeu și sunt convins de faptul că Domnul a ascultat rugăciunile noastre, acum să stăm cu minți, ca niște copii cu minți, și să ascultăm ce vrea să ne spună Tatăl nostru. Stăm înaintea lui Dumnezeu în această seară, eu în fața dumneavoastră și dumneavoastră în fața mea și toți împreună în fața Mântuitorului. Și mă rog Domnului să toarne har de la El, de la tronul Său și să deie, să ungă buzele mele și mintea și inima dumneavoastră să poată să curgă de la El, de la tronul Său, cuvânt de vindecare, cuvânt de îmbărbătare, cuvânt de direcție bună spre împărăția lui Dumnezeu, glorificat să fie Domnul. Am citit cuvântul acesta și aș vrea să vă mărturisesc că sunt surprins, Dumnezeu mă surprinde în fiecare zi. Mă surprinde în fiecare zi, nu am discutat cu toate că suntem în familie, nu am discutat prea mult lucrurile extraordinar, cântarea, textul care fratele Cătălin l-a citit, textul de predică din această seară, dar știu că doar Iisus Hristos și Duhul Sfânt este Cel care dirigează toate lucrurile. Și dacă El vrea să ne vorbească despre vindecare în seara aceasta, El știe de ce. Dumneavoastră știți de ce? Eu știu de ce. Pentru că am nevoie de vindecarea Lui. Ai nevoie de vindecarea Lui? Domnul Iisus Hristos intră în mulțimea aceea din cele 5 pridvoare de la scăldătoare și se oprește asupra unei singure persoane. Un om bolnav de 38 de ani. Poate undeva lipit de un stâlp, de un perete, undeva singur. În jurul lui nu era nimeni, poate în jurul la toți ceilalți erau mulți prieteni.
Poate erau rude, poate erau cei dragi ai lui care așteptau ca îngerul să tulbure apa și să arunce sau să îl bage în scăldătoare pe cel drag al lor și apoi să fie vindecat. Pentru că așa spunea cuvântul Domnului și spune în seara aceasta, primul care se cobora de orice boală ar fi avut el, era vindecat. Credeți lucrul acesta? Aleluia! Spunea acel video care l-am văzut înainte să ne rugăm pentru bolnavi la sfârșit, vindecarea depinde de tine și de mine. Domnul Iisus Hristos are putere de vindecare. Dumnezeu are putere de vindecare. Dar eu ce am? Tu ce ai? Ne trebuie doar un singur lucru. Credință. Spunea cuvântul lui Dumnezeu, dacă credința noastră ar fi cât un bob de muștar, atât de mare, nu mai mare, am mutat munții, am face minuni. Vorbeam la studiu și fratele Marius ne aducea înaintea noastră unul din prorocii Vechiului Testament, un proroc extraordinar folosit de Dumnezeu, care Dumnezeu l-a folosit în lucrarea sa de restaurare a poporului Israel, că avea puterea omul acesta, este vorba de prorocul Ilie, să coboare foc din cer fără ca Dumnezeu să-i spună. Avea omul acela puterea să închidă cerul fără ca Dumnezeu să-i spună sau să fie de acord. Vă aduceți aminte ce a spus el? Nu va ploua. Cerul va fi închis până la cuvântul meu, adică a lui Ilie, nu al cuvântul Domnului. Și Domnul, parcă îl văd pe Dumnezeu că se uită la el și spune, da, îmi place de el. Are o râvnă și îl ascult. Când va spune el să deschid cerul, voi deschide. Poți să faci același lucru? Știți că Dumnezeu este același de pe timpul lui Ilie și astăzi? Credeți lucrul acesta? Mă mir că credeți lucrul acesta. Doamne Iisuse, ai milă de noi. Ai milă de noi. Ne rugăm de multe ori, fă o scăldătoare în mijlocul nostru, Doamne, și toți bolnavii cât se bagă în scăldătoarea asta să fie vindecați. Vreți să fie bolnavii vindecați? Aleluia! Vreți să facă Domnul o scăldătoare? O să vă întreb aceeași întrebare la sfârșitul predicii, să vedem dacă mai sunteți de acord. Sunt trei lucruri importante care trebuie să le facă un bolnav în așteptarea tulburării apei. Pe mine m-a impresionat un lucru, eu citeam în Scriptură și parcă citeam cu gândul în altă parte, citeam că venea îngerul și mișca apa. Dar nu e așa. Spune că el tulbura apa. Acum dacă avem o sticlă de apă și nu este apă limpede în ea, poți să o zbați cât vrei, că nu se tulbură, așa-i? Dar dacă ai avea un pic de nămolă în ea sau de nisip sau de o picătură de cerneală, ceva de inchiostru, dacă îi dai o mescolată bine, să face neagră sau depinde ce culoare, nu? Plecând de la premiza aceasta, am început să caut, să văd de ce se tulbura apa. De ce trebuia să fie tulburată apa, sau mai bine zis, de ce apa se tulbura atunci când o atingea îngerul. Sunt două ipoteze, două gândiri ale celor care cercetează, au cercetat istoria. Una spune că nu în adins era pusă, sau nu la voia întâmplării mai bine zis, era pusă în adins această scăldătoare lângă poarta oilor. Vă rog să-mi permiteți să avem dialog în această seară, aveți dreptul să răspundeți. Când pun întrebări, vă rog să răspundeți. M-am obișnuit cu frații mei dragi și scumpi de la Portogruaro că ei sunt atât de activi. Sunt mai puțini într-adevăr și atunci când se pune o întrebare, toți răspund, toți sunt activi. Aș vrea să ne învățăm să fim activi. Avem nevoie să avem activitate. Dacă stăm așa, dumneavoastră o să adormiți acolo și eu o să văd că dumneavoastră adormiți și o să plec la loc, fără să vă spun cuvântul Domnului. Lângă poarta oilor era o scăldătoare care în evreiește se numea Betesda. De ce oile intrau pe acolo? Pentru ce erau aduse oile în Ierusalim? Mai tare,
pentru jertfe. Cei care nu veneau de tare departe, își aduceau oile din stâna lor, din turma lor. Drumurile nu erau asfaltate, nu aveau nici autocare ca să pună animalele să nu se murdărească. Venând pe drum, oile, mieii, viței, cei care aduceau pentru jertfă, se murdăreau. Vă rog să vă aduceți aminte că Domnul Dumnezeu a dat legea și a spus animalul să fie adus la jertfă fără cusur. Dacă animalul era murdar sau oaia avea scaieți pe ea sau lâna de pe el era încurcată, avea un cusur. Toate animalele, oile mai ales, treceau prin acea scăldătoare, ieșeau de partea cealaltă și închipuiți-vă că tot praful de pe drum rămânea acolo. Oile ieșeau curate pe partea cealaltă, erau date în mâna preoților, preoții le înjunghiau și le aduceau ca jertfă. Închipuiți-vă dumneavoastră că venea îngerul și iarăși spun cercetătorii, spun că îngerii se căbărau odată pe an la scăldătoare și tulbura apa. Când tulbura apa, o tulbura și era tulbure. Cât de bolnav ar fi fost cel care era, nu îi făcea gheață sau să intre în apa aia tulbure și murdară. Pentru că știa că acolo își găsește vindecarea. De câte ori nu ne-am apropiat de cina Domnului, de câte ori am venit în biserică și am spus biserica asta este prea păcătoasă pentru mine, Sfântul. De câte ori? Și am intrat cu boala mea și am ieșit cu boala mea și am ieșit mai rău decât am intrat. De câte ori? De multe ori. Numai că în așteptarea tulburării apei sunt trei ipostaze ale așteptării omului bolnav. A mea și a ta. Pentru că eu am fost primul care a spus că am nevoie de vindecare. În primul rând, omul care stătea acolo și a așteptat de mult timp, în adins am citit această vindecare a slăbănogului de 38 de ani, pentru că cuvântul Domnului spunea, era un om bolnav de 38 de ani, nu avea 38 de ani, era bolnav de 38 de ani, pentru că și Domnul spune, a știut Iisus că era bolnav de mult timp și face referire la cei 38 de ani. Și stătea acolo, nimeni nu-l băga în apă. Nimeni. După un timp de așteptare, omul acesta a început să se uite în jurul lui. Nu este nimeni care să mă ajute să mă bag în apă. Nu este nimeni? Și poate chiar spunea, ei, tu, stai lângă mine aici, te rog, aruncă-mă și pe mine în apă. M-am întrebat, oare de ce nu s-aruncau doi sau trei, unul după altul, să se arunce în apă? Unul singur se arunca în apă, unul singur era băgat în apă. Închipuiți-vă că ologul acela de 38 de ani s-ar fi aruncat și el cu chiu, cu vai, se târa până la marginea bazinului și se arunca în apă după ce unul dintre ei era vindecat, se băga și el. Credeți că mai ieșea viu de acolo? Nu era nimeni ca să-l bage și dacă nu era nimeni ca să-l bage, nu era nimeni să-l scoată. Nu era nimeni ca să-l scoată. Nu mai ieșea viu de acolo. Se neca. O loc, nu putea să dea poate nici din mâini. Era bolnav de mult timp, în depresie. Începem să ne uităm de fiecare dată împrejurul nostru, nu este nimeni care să ne ajute. Mi-aduc aminte că la Domnul Iisus Hristos a venit o femeie și a spus, nu vreau nici să vorbesc cu învățătorul, nu vreau să mă știe nimeni, vreau doar să mă duc pe la spatele lui, să mă ating de poala hainei lui și cred că dacă mă ating de poala hainei lui, voi fi vindecată. Și atinge de poala Domnului Iisus Hristos, femeia cu scurgere de sânge și Domnul Iisus se întoarce, cine s-a atins de mine? Pentru că din mine a ieșit o putere. Din mine a ieșit o putere. Este Iisus Hristos în mijlocul nostru în această seară, care are încă putere de vindecare. Vrei să te atingi de El? Vrei să te atingă Domnul Iisus? În această seară Domnul Iisus te întreabă pe tine și pe mine, exact cum l-a întrebat pe cel de 38 de ani bolnav. Vrei să te faci sănătos?
dă răspunsul corect lui Dumnezeu. Domnului Iisus Hristos îi trebuie răspunsul tău corect, nu un răspuns ambigu, cum a făcut acel om. Doamne, om, n-am pe nimeni să mă bage. Nu te-am întrebat dacă ai pe cineva. Vrei să te faci sănătos? Vrei? Nu se știa timpul în care va veni îngerul să tulbure apa, dar a venit cineva care era mai presus decât îngerii. Omul acela nu l-a cunoscut. L-a cunoscut apoi mai târziu, dar el, acel om, acel Iisus Hristos, Fiul de Dumnezeu, a purtat puterea vindecării cu el acolo și l-a vindecat. Nu căuta la oameni ajutorul. Femeia aceea a spus, mi-am cheltuit toată averea mea cu doctorii. Toată averea, nu mai am niciun ban. Și ultima soluție era Iisus. De ce să fie Iisus ultima soluție pentru tine? De ce să fie Iisus ultima soluție pentru mine? Când Iisus este cea mai bună soluție, mărit să-i fie numele. Este cel mai aproape dintre noi. Nu trebuie să-ți cheltui averea, nu trebuie să alergi departe, nu trebuie să pleci nici peste ocean, nici în România, nicăieri. Aici este Iisus. Și El te poate vindeca. Căutăm șanse peste tot. Doctor cât mai bun, cât mai bun doctor la Padova, la Roma, în America, în România, peste tot. Șanse. La oameni nu vei găsi șanse. La oameni vei găsi să vedem dacă se poate. La oameni vei găsi o magazie de medicamente care trebuie să te îndopi cu medicamentele alea, te droghezi la un moment dat de medicamente și nu mai știi dacă ești bolnav sau ești sănătos. Nu mai știi. Singura șansă pentru tine și pentru mine în această seară este Iisus. Scăldătoarea, da, este aici, dar este Iisus care te vindecă. Scăldătoarea este aici, dar Iisus Hristos te întreabă, vrei să fii vindecat? Atunci caută-L pe Iisus, care este unica șansă. Este singura șansă pentru vindecarea ta și vindecarea mea. Apoi, după ce vedem că nu mai găsim ajutor pe la ceilalți, începem să căutăm ajutor la cei mai buni decât noi. Mergem la păstori, mergem la proroci, începem să cheltuim bani pe telefoane în România, pe la proroci, să întrebăm de ce Domnul face așa și de ce așa și de ce cum și de partea elaltă. Și dacă sunt trei proroci la rând, eu nu sunt contra lucrării Duhului Sfânt. Voi mă cunoașteți și știți. Dar toți suntem oameni. Dacă dai la trei proroci telefon, trei răspunsuri îți dau. Unul după altul. De ce trebuie să cauți la oamenii mai buni ca tine răspunsul? Când răspunsul este aici, la Iisus. Când răspunsul ți-l poate da Iisus acum, aici. Să-i spui, Iisuse, nu sunt vrednic, pentru că vrednic ești Tu, prin sângele Tău, prin jertfa Ta. Tu mă învrednicești să mă apropii de Tine. Femeia aceea cu scurgere de sânge nu s-a simțit vrednică să vorbească cu Iisus. Dar a spus, măcar să mă ating un pic. Măcar să mă ating un pic. Nu există medic mai bun. Nu există medic mai specialist. Nu există super medici pe pământul acesta. Pentru că Iisus este medicul cel mai bun. Iisus este șansa ta. Iisus este medicul care poate și vrea să vindece. Dragii mei, am citit un cuvânt din Sfânta Scriptură care m-a demolat cumplit. Pur și simplu m-a făcut, și mai ales aseară, într-o convorbire cu cineva, tăceam și nu spuneam absolut nimic pentru că mă măcina un gând. De ce? De ce sunt eu așa și de ce cei din prejurul meu sunt așa? Domnul Iisus Hristos spunea că vom scoate draci. Iată semnele celor care... Nu mai știe nimeni cuvântul Domnului. Care cred. Iată semnele care le vor face cei care cred. În numele meu, a spus Iisus, vor scoate draci, vor face vindecări, vor face învieri. Și noi ne rugăm pentru trei copii de atâta timp. M-a străpuns cuvântul acesta și am stat tăcut mult timp. Dar Iisus în această seară este șansa noastră.
Iisus în această seară este cel mai bun medic. La El putem apela doar prin credință. Fratele Cătălin citea textul din Luca și spunea acolo Domnul Iisus Hristos, nu a spus, omule, mă uit la tine, la credința ta, te văd că ești credincios. Nu. Când le-a văzut credința lor la cei patru prieteni, oamenii care l-au adus pe slăbănog, oamenii care s-au cheltuit, oamenii care au transpirat, oamenii care au spart acoperișuri, oamenii care au coborât pe olog, pe bolnav, înaintea Domnului Iisus. Iisus când le-a văzut credința, a spus slăbănogului, ridică-ți patul și du-te acasă. Păcatele tale sunt iertate. Le-a văzut Iisus credința lor. Se uită Iisus la credința mea. Se uită Iisus la credința ta și din cauza necredinței mele și a necredinței tale, avem bolnavi în biserică și avem bolnavi peste tot. Vă rog să mă opriți dacă am luat câmpii. Dacă bat câmpii, vă rog să mă opriți. Dacă credeți că spun ceva care nu este biblic, vă rog să mă opriți. Aveți dreptul în această seară să spui, frate Ionel, te rog să cobori, pentru că nu este biblic ceea ce spui. Dar Scriptura spune, acestea sunt semnele care îi vor însoți pe cei care cred. Din ce în ce mai puțin aminuri. Și asta denotă un lucru. Că suntem departe să avem credință cât un bob de muștar. Departe. A treilea lucru pe care, din păcate, îl facem noi când așteptăm ca îngerul să tulbure apa, este că așteptăm în viitor răspunsul și ajutorul. Asta așteptăm în viitor. Și ce a spus ologul Domnului Iisus? N-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare și când, până când să ajung eu, deci în viitor, asta este viziunea noastră. Viziunea unui Dumnezeu din trecut, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, Dumnezeu care ne vei lua odată în veșnicie, un Dumnezeu al viitorului, dar Dumnezeul prezentului pentru tine și pentru mine, unde este? Unde? Unde îl găsești pe Dumnezeul prezentului, care este, a fost, este și va fi, glorificat să fie numele? El este Cel care ține pământul în palma Lui. Îți dă suflare de viață ție și suflare de viață mie. Și toarnă de sus har în fiecare dimineață. Binecuvântările lui Dumnezeu se înnoiesc în fiecare dimineață față de noi. Și noi ne uităm la un Dumnezeu al trecutului și la un Dumnezeu al viitorului. Nici de cum la un Dumnezeu al prezentului. Frații mei, surorile mele, ne-am obișnuit să așteptăm în viitor răspunsuri. Ne-am obișnuit să așteptăm în viitor, pentru viitor. Ei, ok, nu sunt chiar atât de bolnav încât Iisus să se atingă de mine acum. Pot să mai sufăr. Greșit, fals. Iisus vrea să te vindece acum. Vrei să te faci sănătos? Vrei să te faci sănătos? Ridică-ți patul și umblă. Ajunge cât ai zăcut în patul acela. Ajunge cât am zăcut în patul neștiinței, în patul falsității, în patul credinței de 2 lei. Ajunge. Ridică-ți patul și umblă. Spune la toți ceea ce ți-am făcut. Se face Iisus nevăzut dintre ei, dar se întâlnește cu omul acela la templu, pentru că la templu a fost vindecat. Și el a spus, poate în mintea lui, nu știu cine e omul ăla, dar mă văd, ieri stăteam în pat, stăteam eu deasupra patului și astăzi stă patul deasupra mea, ține-am spate. Plimba patul prin templu. Și au spus oamenii, măi, dar ce cu tine? Atenție, falsitatea! Nu ți este îngăduit să-ți ridici patul! Nu-i interesa pe farisei că omul ăla a fost 38 de ani bolnav și s-a vindecat. Îi interesa pe ei că și-a ridicat patul. Că a făcut praf. Că-i deranja cu patul pe acolo, prin templu. Asta-i deranja pe ei.
Te deranjează pe tine și pe mine când vine un necredincios în biserică și îl vezi un picuț mai straniu. Când vezi un tânăr că începe să o ieie pe căi lăturalnice, te deranjează. Spunea un frate odată la noi și este adevărat. Atunci când vezi un tânăr care a fost în biserică și este în biserică, că vine îmbrăcat un pic mai altfel decât a fost îmbrăcat sau tunsoarea este altfel, să știi că are nevoie să stai de vorbă cu tine. Până atunci n-ai avut timp. N-ai avut timp să stai de vorbă cu el, nu ți-ai găsit timpul. Timpul necesar. Și asta vorbesc pentru mine și vorbesc pentru cei care suntem în conducerea bisericii și apoi pentru voi toți. Pentru că toți împreună suntem lucrători împreună cu Dumnezeu. Nu așteptați numai de la noi toate lucrurile. Așteptați de la Iisus toate lucrurile. El care are cămări neîncepute de bogății, de binecuvântări, El Iisus, Domnul nostru, Mântuitorul nostru, Fiul de Dumnezeu, glorificat să fie numele. Să aștepți un ajutor, să cauți un ajutor pe pământ, la oameni, apoi să cauți un ajutor la cei pe care îi consideri tu că sunt mai sfinți, apoi să cauți un ajutor în depărtare, mâine, dacă se poate, mâine. Faraon a spus, încă o noapte cu broaștele, nu-i nicio problemă, mâine o să mă gândesc și mâine o să dau, să-ți dau răspunsul dacă dau drumul poporului sau nu. Și a trăit o noapte cu broaștele, a dormit cu broasca pe față, cu broasca în buzunar, cu broasca pe sub manta, a dormit cu broasca sub pernă, urât. Cât timp am trăit cu broaștele după noi, cu păduchii după noi? Cât timp am băut din apele care seamănă sânge? Cât timp? Și cât timp mai vrei să mai stai în situația asta? Iisus în clipa aceasta spune, ridică-ți patul și umblă, pentru că Eu sunt Cel care dau vindecarea. Glorie lui Iisus! Avem înaintea noastră în această seară o taină. Și spun o taină pentru că mulți, foarte mulți se împiedică. Se împiedică de ce-i azimă și de ce-i pâine. Se împiedică mulți de ce-i vin sau de ce-i must. Se împiedică mulți în cei care împărtășesc, care dau din trupul din sângele Domnului. Nu ați auzit, eu nu mă pot împărtăși în biserica asta? Eu nu vreau să iau cina din mâna cu lucutare sau lucutare pentru că știu eu cine îi. N-ați mai auzit lucrul ăsta? Eu am auzit din nefericire. Din nefericire am auzit și am văzut lucrul acesta. Dragii mei, două lucruri aș vrea să lămurim în această seară în scurt timp, cât ne-a mai rămas la dispoziție. Vă rog să deschideți cuvântul lui Dumnezeu împreună cu mine. La 1 Corinteni, la capitolul 11. Și aș vrea să citim câteva versete din acest text pe care Apostolul Pavel, însuflat de Duhul lui Dumnezeu, îl scrie corintenilor și le vorbește despre cina Domnului și să lămurim două lucruri care ne-au pus în dificultate de foarte multe ori pe noi. De foarte multe ori. I-au pus în dificultate pe bătrâni, pe cei din vechime, ai noștri, din România, din peste tot, și ne pune în dificultate pe noi astăzi. De multe ori. Și cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor, la versetul 23, pagina din Scriptură 1121, 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 23. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat și anume că Domnul Iisus în noaptea în care a fost vândut a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu a frânt-o și a zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori veți mânca din pâinea aceasta și veți bea din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, și lucrul acesta vrem să-l lămurim în această seară, în chip nevrednic,
va fi vinovat de trupul și de sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea usânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Al doilea lucru pe care vrem să-l lămurim în această seară. Două lucruri. A fi vrednic sau nevrednic și a deosebi, a ști care și cum este sânge, este trupul lui Domnului Iisus, trupul Domnului. Ce înseamnă nevrednic? Ce înseamnă nevrednic? Dați-vă răspunsul măcar în minte dacă nu spuneți cu glasul tare. Adică a nu fi vrednic, adică a nu fi în stare. Nu? Nu ai ce căuta să faci lucrul respectiv pentru că nu ești capabil. Nu pot să-l pun eu pe Rubens să conducă Chrysler-ul, pentru că nu-i capabil. Sau în cel mai rău caz, poate izbi. Dar nu-i capabil. Nu mă pot duce eu să fac munca unui inginer chimic, pentru că sunt nevrednic, nu sunt capabil, nu știu, nu am învățat. Ce înseamnă să fii vrednic sau nevrednic să iei din cina Domnului? Pentru că ne trezim duminică seară sau duminică dimineață la cina Domnului cu frați, cu surori în biserică care spune: frate, eu nu iau din cină că nu sunt vrednic. Da? Ok. Întrebarea mea este: cine este vrednic? Cine este vrednic, vă rog să ridicați o mână sus. Atunci niciunul nu trebuie să luăm din cină, așa-i? Ne facem vinovați de trupul și de sângele Domnului. Sau vă este rușine să ridicați mâna pentru că vă credeți prea sfinți față de ceilalți care n-au ridicat mâna? Nu vă fie rușine. Cine este vrednic? Nimeni nu este vrednic. Dar vrednicia o primim prin sângele Domnului Iisus. Vrednicia noastră este Hristos Domnul. El a murit pe calvar pentru mine și pentru tine. Sângele Lui s-a scurs, carnea Lui s-a sfârtecat pentru mine să mă facă vrednic să pot să sărbătoresc această sărbătoare minunată care este cina Domnului. Cum putem să fim vrednici atunci? Avem timp o lună de zile de când s-a făcut ultima cină până astăzi să ne rezolvăm problemele. Și har de la Domnul și binecuvântat să fie Domnul că ne-a mai dat o lună timp să ne rezolvăm problemele. Am ceva cu fratele, el nu știe, dar eu știu. Și mă duc la el pentru că nu pot să întind mâna să iau. Și spun: omule, am ceva cu tine. Eram la Roma odată, în comitetul bisericii de la Roma, împreună și unul dintre frații de la Roma din comitet, am stat cu el împreună foarte mult timp și slujeam împreună Domnului. A venit după mult timp și îmi spune: frate, eu trebuie să spun ceva. Zic: spune-mi, te rog. Te rog frumos să mă ierți. Zic: dar nu mi-ai greșit cu nimic. Ba da, te-am judecat. Și a spus în mintea mea asta și asta și asta și asta. Dar mi-am dat seama acum că m-am împărtășit din trupul și din sângele Domnului fără să-mi dau seama că am ceva cu tine și te judec și fac un păcat înaintea lui Dumnezeu. Înțelegeți? Înțelegeți unde este vrednicia? Să stai înaintea lui Dumnezeu și spui: Doamne, știu că este cina Domnului. Este un obicei rău, fals, pot să spun, fals. O duminică înainte, fraților, să știți că duminica viitoare vine cina, vă rog să vă pregătiți, ca și cum ar trebui să ne facem bagajele. Vă rog să vă pregătiți pentru cina Domnului, știți, vreo zi, două de jertfă, dacă cumva aveți ceva cu unul, cu altul. Dar trebuie să spun eu sau să-mi spui tu că eu trebuie să mă împrac cu fratele meu? Domnul Iisus Hristos vine și spune un lucru ucenicilor: știți voi cum o să cunoască lumea din afară că voi sunteți ucenicii mei? Știți? Dacă ne iubim unul pe celălalt. Oricât de mare lucru mi-ai face mie, oricât de mare rău mi-ai face, nu poți tu să-l faci mai mare decât poți să te ierte-o pe tine. Înțelegeți unde este vrednicia? Să te apropii de trupul și de sângele Domnului cu vrednicie, adică să-ți rezolvi problemele pe plan orizontal și pe plan vertical. Să stai înaintea lui Dumnezeu și să-i spui: Doamne, am făcut atâtea lucruri.
Nu sunt vrednic, Doamne, să mă numesc nici măcar copilul Tău. Dar pentru că ai murit pentru mine, Iisus, și sângele Tău încă are valoare, îți cer iertare în seara asta. Îți cer iertare în ziua asta pentru că vreau să mă apropii de Tine și să fiu un întreg cu Tine. Asta e vrednicia sau nevrednicia. Să deosebim trupul Domnului. De ce azimă? Și de ce pâine? Pentru că în Vechiul Testament spunea cu azim, cu verdețura mare, să sărbătoriți cu mielul copt, nu fript, nu fiert. Și în Noul Testament vine și spune, Domnul Iisus a luat o pâine. Domnul Iisus a luat ce a avut la îndemână. Să arate un singur lucru ucenicilor. Toți trebuie să fie unul și unul ca toți. Asta a vrut Domnul Iisus să arate. Nu a vrut Domnul Iisus să arate că pâinea e mai bună decât azima sau azima e mai bună decât pâinea și face pâinea sau vinul dospit sau nedospit, mustul sau vinul alcoolic. Nu dezlegăm în această seară băutura. Nu dezlegăm băutul vinului alcoolic. Este un lucru deosebit ceea ce se întâmplă în această seară aici. Nu asta face valabilă transfigurarea acestor elemente în trupul și sângele Domnului, ci eu și tu. Eu și tu facem valabil aceste figuri de stil, dacă putem să spunem așa. Aceste elemente pământești transformate în trupul și în sângele Domnului Iisus Hristos. Și mai este un lucru pe care noi de multe ori nu l-am înțeles. Și în această seară rog pe Domnul Iisus Hristos prin Duhul Sfânt să ne lămurească odată pentru totdeauna. Eu sunt un mădular în trupul lui Hristos și fratele Petrică este un mădular în trupul lui Hristos și fraților și surorilor sunteți mădulare în trupul lui Hristos. Vreți să vă împărtășiți cu trupul și cu sângele Domnului? Uită-te în dreapta și uită-te în stânga și ai să vezi trupul și sângele Domnului Iisus. Poți să te împărtășești unul cu celălalt? Poți să-l strângi în brațe și să-i spui, te iubesc, fratele meu, te iubesc, sora mea, pentru că suntem frați, suntem de aceeași rață, de rață împărătească, împăratul nostru este Iisus, poți să o faci? Atunci te poți apropia de sângele și de trupul Domnului, dacă nu, nu. Dacă poți să te întorci cu inima frântă să-i spui, îmi pare rău că am gândit rău despre tine. Și el să spună, îmi pare rău că ai gândit rău despre mine, dar te iert, pentru că Iisus a fost cel întâi care ne-a iertat. Dragii mei, avem posibilitatea în această seară să intrăm în scăldătoare. Și întrebarea mea este, vrei să intri în scăldătoare? Știți ce se întâmplau cu oile care intrau în scăldătoare? Erau jertfite. Niciuna nu intra acolo să o facă cineva frumoasă. Intrau, ieșeau și erau jertfite. Dacă vrei să fii vindecat de Domnul Iisus, dacă vrei ca boala ta, trupul tău să fie eliberat de boală și de orice duh care mai pune stăpânire încă, trebuie să te hotărăști să te jertfești pentru Iisus. Și dacă te-ai hotărât să te jertfești pentru Iisus, intră în scăldătoare și vei ieși vindecat. Amin.